Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a organizat festivitatea de deschidere a anului academic în Aula Magna. Evenimentul a debutat cu imnul instituției. Rectorul Mihai Dimian a anunțat că USV începe noul an universitar cu peste 11.000 de studenți, un număr în creștere comparativ cu anii precedenți. El a explicat că această creștere se datorează efortului cadrelor didactice, precum și înființării programului de medicină. Acum, haideți să vedem un pic această deviere de la pantă, să vedem cui datorăm acest lucru și voi menționa două direcții importante. Una este dezvoltarea programului de medicină generală. A fost un efort susținut pe parcursul a mai bine de un deceniu. A fost un efort inițiat sub coordonarea domnului rector, profesor universitar dr. Ing. Adrian Grau, cu același om, aș spune, domnul decan de astăzi, Mihai Covașa, care am început împreună două programe de studii, nutriție și dietetică și balneofizioterapie și recuperare, programe care există, se dezvoltă și astăzi, programe acreditate și care au permis noi dezvoltări. Noi dezvoltări însemnând asistență medicală generală, însemnând tehnică dentară, însemnând de asemenea programele în biologie și biochimie, la care s-a adăugat programul de master de nutriție și recuperare medicală. În discursul său, rectorul Mihai Dimian ne-a îndemnat pe studenți să acumuleze cunoștințe, dar să nu înceteze să viseze și să creeze. Ne aflăm aici nu doar pentru a învăța, nu doar pentru a reține anumite cunoștințe sau dezvolta anumite capabilități, competențe, ci ne aflăm aici pentru a visa, în primul rând. Da? Iar din vis se naște creația și creația este competența cea mai importantă pe care o aveți de dezvoltat în facultate și este cea care vă va diferenția nu doar de ceilalți absolvenți din România, ci de mașină. V-a întâmpinat la intrarea în aulă un consilier de-al nostru, robotul Pepper, care este conectat la o întreagă rețea de cunoștințe, care folosește inteligența artificială pentru a le procesa și veți vedea că știe mai mult decât voi și decât noi chiar la un loc. Dar ceea ce încă nu poate să facă este să creeze. De aceea, împreună cu colegii mei, încercăm să transformăm învățământul în ideea de a adăuga visului vostru această competență de creație. La festivitate a fost invitată Ancuța Bodnar, multiplă campioană olimpică la canotaj, care a primit o diplomă de excelență din partea USV. Vreau să spun că sunt exemplu viu că se poate. Vreau să spun că am început să practic canotajul și nici măcar nu știam ce înseamnă acest lucru când m-a selectat. Am decis să încerc ca mai apoi să nu merg acasă și să spun părinților dacă m-ar fi lăsat, poate aș fi ajuns și eu cineva. Am plecat cu încredere foarte mare în mine. Am vrut să îmi croiesc un drum în viață. Vreau să spun că am avut parte de oameni care au fost foarte importanți în momentele cheie, pentru că am vrut de foarte multe ori să renunț. Pentru că sportul de performanță nu este deloc ușor. Este foarte greu și anevoios, cum a spus și domnul rector. Trebuie să parcurgem fiecare obstacol ca să ajungem la succes. Din rândurile oficialităților la eveniment au luat parte secretarul de stat Andrei Alexandru, prefectul Alexandru Moldovan, primarul Ion Lungu și vicepreședintele Consiliului Județean Neculai Barbă. Iar din partea inspectoratului școlar a fost prezent profesorul Petru Crăciun. Câteva cuvinte pentru studenți. Dragi studenți, cu siguranță. Studenția este cea mai frumoasă etapă a vieții voastre. Sigur că, pe lângă faptul că veți dobândi cunoștințe profesionale, așa cum spunea domnul rector, cel mai important ce se va întâmpla după, universitatea are rolul de a vă forma și oameni, și ca oameni. Deci când terminați facultatea trebuie să aveți scurit un drum în viață. Dumneavoastră, asta este realitatea, sunteți principala resursă umană a societății, la care așteptăm progres și dezvoltare. Și sigur că, așa cum am spus și altă dată, primăria municipiului Suceava a făcut tot ce a putut și a avut o colaborare foarte bună cu Universitatea Suceava, cu studenții. Și un lucru care nu este neglijat, dar vreau să știe, studenții beneficiază de transport gratuit din partea municipalității.
Ceremonia de deschidere a noului an universitar s-a încheiat cu Gaudeamus igitur.